Salutare, bine ați revenit, urmează o săptămână de foc pentru piața cripto, mâine avem CPI și apoi miercuri avem anunțul pe rata dobânzii de referință, Daniel Niță va face live mâine, voi face și eu cel mai probabil după anunț să vedem care este reacția pieței, deocamdată avem un forecast cu o mică scădere pe inflație, dacă va veni așa este foarte bine din punctul meu de vedere. În acest video ne uităm totuși ce s-a întâmplat cu acest crash pe Bitcoin și pe piețe, vă voi spune părerea mea dacă cumva intrăm într-un downtrend sau cum interpretez eu crash acesta, precum și de ce s-a întâmplat, v-am zis de ceva vreme oricum despre acest lucru, funding rates pozitive, poziții de long pozitive, pozitive și trebuia să vină un long squeeze. Dar înainte să începem un lucru foarte important, să fie un intro un pic mai lung, un minut, două, deoarece vreau să subliniez niște chestii pe care le știu din propria experiență, le-am trăit în 2017-2018, am pus un post pe Twitter în care ziceam o să citesc exact acest lucru și vreau să fiți foarte atenți. Început de săptămână cu piața cripto pe roșu, un pullback vine până la urmă, dar ai grijă cu strategia ta. Observ că uh, vă plac foarte mult titlurile de genul Sunt olin, vând tot, cumpăr tot De obicei ceea ce consum te definește Și chiar dacă poate nu gândești așa O să ajungi la un moment dat să ai asta în subconștient Un exemplu perfect ar fi următorul Vin tot Eagle-ul să zicem Sau orice alt uh, poți să pui cardano ce-ți dorești tu Și aștepți un pullback de 20% ca să iei mai jos Practic să iei mai multe monede Să zicem vine un pullback de 18% Nu până la targetul mai aștepți un pic, a, moment în care piața nu merge mai jos, nu reușești să-ți recuperezi tot ticoldul și începe să crească. Ei bine, acest lucru se întâmplă doar din cauza riscului pe care ți l-ai asumat, că este prea mare. Nu neapărat că planul tău a fost prost sau a fost o chestie de 2% de un ghinion, putem să spunem, dar riscul asumat este prea mare cel mai probabil în scenariul acesta o să ajungi să cumperi mai sus, adică după ce vezi că ai vândut tot, piața s-a dus în jos, dar n-a atins targetul tău după a explodat, o să vrei să-ți recuperezi zigolul și o să ajungi să cumperi mai sus, să cumperi în pierdere. Așa că mai bine lasă-i să râdă de tine dacă ai vândut 5% din Bitcoin la 40.000, asta era chiar exemplu propriu, și prețul a mers mai sus, până la urmă din profituri mici nu a murit nimeni. Nu este neapărat că trebuie să facem profituri mici, dar... Trebuie să înțelegem toată gândirea aceasta, deoarece suntem foarte ușor influențați de încercarea de a face bani repede fără muncă pe termen scurt. Ei bine, am și din 2017-2018, pe exemplu, când tranzacționam Ethereum la 70 de dolari, am un XL, o să-l cau special, l-am prezentat pe patronul la un moment dat cum tranzacționam în 2018. Vi las aici, se vede că e editat din 2018. Luam Ethereum la 75, la 150, la 200, îl vindeam pe tot. Ei bine, măcar 5, 10, 15 bucăți de atunci puteam să țin până la 2000, 3000, 4000 și lucrurile mergeau cu totul altfel. Deci credeți-mă că știu ceea ce spun din experiența proprie și dacă nu le înțelegeți acum și nu încercați să le aplicați la un nivel cât mai mare veți ajunge peste un an, doi să vă dați seama cât ați greșit și până la urmă piața acum încă îți oferă o oportunitate. Nu e 2021 cu Bitcoin la 69.000 cu topuri și așteptarea bull marketului, dar trebuie un plan că dacă intre o link chiar și acum nu, nu înseamnă că rezolvi nimic, piața poate mai vine cu pulbea, și tu nu ești pregătit, nu ești pregătit moral nici să faci hold pe ce ai cumpărat. Cam asta a fost explicația mea, sper să vă ajute, lasă-mi în comentarii dacă ai înțeles ceva, dacă ești de acord, dacă chiar îți dai seama despre ceea ce vorbesc aici și cred că oricum o să ajungi departe. Hai să începem cu analiza. Bun și mergem foarte rapid, dar pas cu pas peste niște lucruri importante pe care vreau să le subliniez. În primul rând rămânem cu lăcomie încă în 74, deci păstrăm nivelul de lăcomie pe verde destul de mare, peste 70. Acest flash crash nu a influențat foarte rău nivelurile de lăcomie deocamdată, trebuie să vedem ce se mai întâmplă săptămâna asta. Rămânem cu 98,4% șanse ca uh, Jerome să nu mărească rata dobânzii de referință, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu inflația mâine. Dacă avem o mare surpriză, aceste șanse pot să scadă, să crească șansele de mărire. Uh, eu anticipez că nu o să avem surpriză sau poate o surpriză mică, în sensul că nu vine forecast-ul, vine un pic mai sus cu 0,1 mai sus și e un pic rău, să spunem, dar nu grav. Dacă ne uităm în continuare pe toată luna, am trecut peste nivelul de exuberanță, 1.4 trilioane și era totuși destul de improbabil să ajungem în zona asta de 1.7-1.8 trilioane, așa fără niciun pullback, cu zonă de unde ar putea începe un eventual bull market, un bull market confirmat de la 2 trilioane, 2.2 trilioane ar fi destul de sigur momentan printăm și o la roșie, săptămâna aceasta începe pe roșu, o scădem la 1.5 trilioane cu capitalizarea totală. Mergem mai departe, dominanța USDT care a ajuns în zona de posibil top local puternic și la fel are și a reacție. Era destul de improbabil să pierdem și zona asta, practic se continua uptrend-ul Bitcoinului și chiar al, al urile în cazul acesta și dau un trendul USDT așa foarte rapid, lucru care nu se întâmplă de obicei. Vedem zona de 6.3% cu un posibil top local. Dominanța USDT a stat ceva în zona asta, nu a făcut imediat crește. Deci din nou, bounce de pe USDT pare destul de logic. Dominanța Bitcoin scade 53.6%, dar este primul nivel uh, important pe care am vrea să-l piardă ca să uh, dea o șansă altcoinurilor să mai recupereze din teren. Deocamdată rămânem la targetul bullish pentru altcoins 50%, 49.3, 50% și de aici în jos discutăm serios. SPX-ul rapid rămâne verde pe daily, asta este foarte important, nu mai are vector candle verde, e un pic o candelă mai slăbuță dacă tot ne uităm după acestea și la rezistență 4608, deci o confluență destul de bună și uh, pentru piața cripto să stea un pic pe loc. Lichidări masive pe Bitcoin 3.1 milioane și în special pe pozițiile de long, 3.2 milioane cam. Asta urma să se întâmple, doar că na, se putea întâmpla și la 30.000 și la 35.000 și la 44.000 și așa mai departe, dar totuși când știi că urmează să se întâmple, poate te poziționezi și tu un pic mai safe, asta e interpretarea mea. Avem funding rates pozitive și nu de câteva zile, funding rates pozitiv extrem de bullish de când Bitcoin a spart rezistența de la 30.000. Ultimele candele într-o săptămână avem 3 zile deja mult peste medie. Din nou vedem cum scade funding rate. Pe ultima candelă, acum cu long squeeze-ul acesta. Și dacă ne uităm și pe Bitcoin, față de Open Interest de această dată, suntem pe candele de o zi. Tot așa putem să observăm prețul Bitcoin-ului, cum se corectează Open Interest, cum se corectează era și acesta la un nivel destul de mare din punctul meu de vedere, adică devenea din ce în ce mai riscant, a trecut peste high-urile anterioare din vară unde open interest-ul la fel era destul de ridicat, prețul a urcat destul de bine după ce a spart 31.000 zona aceasta și din nou mă așteptam la ceva de genul ăsta și dacă ne uităm și pe funding race rapid cum era și pe CryptoQuant putem să observăm pe un time frame mai mic, de exemplu pe 12 ore la fel funding rates-urile acestea foarte, foarte sus și acum vedem și scăderea. Trebuie un pic calmate pozițiile de long. Și o să încheiem cu Bitcoin. În primul rând vreau să menționez faptul că Așa cum am zis în intro, o să vă dau părerea mea. Părerea mea este că am avut parte de un long squeeze, deocamdată uptrend-ul poate să continue, cel mai probabil. Urmează să vedem săptămâna asta, desigur, ce se va întâmpla, deoarece contează și cifrele care vor veni mâine și poi mâine și ar putea invalida această analiză. Mare atenție persoanele pe care le urmăriți să vă prezinte unde se invalidează analiza lor. Da? Altfel, dacă merg doar cu o idee bearish sau bullish, nu este prea ok. 31.200, zona cea mai importantă pe weekly, Moment în care putem să uh, zicem că ne-am transformat în tauri din punctul meu de vedere și aceste două candele versi pe o săptămână vector candles foarte bullish Bitcoin uh, face 8 săptămâni la rând pe verde dar uh, vedeți că începe să piardă din putere prin structura candelelor. ceea ce este normal dar totuși păstrează uptrend-ul. Ultima candelă pe o săptămână scade destul de mult aproape de 40.000. Asta este ultima candelă, trebuie să o vedem până la sfârșitul săptămânii este timp, aș vrea măcar să închidă peste 40.000 și rămân foarte buliși. 40.000 dacă ne uităm pe 8 ore de exemplu sau chiar pe 12 ore cel mai bine, așa se vede, nu, pe daily se vede cel mai bine, era prima zonă de închidere a acestor două imbalanțe și am menționat și pe Twitter, adică dacă te grăbeai Uh, și nu aveai Bitcoin deloc și vezi tu că situația e bullish momentan, desigur doar cu DCA, adică dacă nu ai în minte să faci DCA, mi se pare foarte riscant, era zona de 40.000 de unde s-a uh, pornit și corpul candelei acestea. Perfect, uh, cam 10% corecție, asta era prima zonă de pullback. Rămânem încă bullish, adică nu s-a întâmplat nimic grav în momentul de față, tot pe daily te uiți, RSI-ul, la fel, avea nevoie de un pullback, era peste zona de 70 și nu doar acest lucru. A stat mult peste zona de 70 în ultima perioadă, dacă vă amintiți. La începutul anului sau spre vară, RSI-ul nu mai urca peste zona de 70. Asta era o problemă destul de mare momentan. Uh, scade sub media, acesta este SMA, dar uh, vedeți că reușește să vină cu un higher high totuși, adică RSI-ul uh, rămâne încă bullish, nu intră în nicio divergență, MACD-ul uh, rămâne încă pe verde, chiar dacă trecu pe zona uh, neutră spre albă, dar nu printează pe histogramă pe daily nicio candelă pe verde, deci pe roșu, deci a zice că din punctul ăsta de vedere suntem încă bine, încă în uptrend și desigur mai urmărim 50 EMA pe daily, este la 37.500, noi totuși rulăm mult pe daily deasupra uh, mediilor, adică Bitcoin este încă bullish, putem să... Considerăm și acest lucru, dacă ne uităm pentru medii pe 8 ore, aici putem să vedem că a testat 50 EMA, mergea și o poziție de long, fie pe 8 ore, fie pe daily de la 50 EMA, de exemplu pe 8 ore avem confluențe bune, a, mereu a fost luat ca suport în zona asta, a, dacă mai găsiți voi pe time frame uri mici, VPVR sau Fibonacci sau ceva de genul acesta, este clar că o poziție era foarte, foarte bună. Cam asta este cu Bitcoin, nu a 10 că încă este bullish și că a venit pullback-ul ideal, adică 10-10.5% astfel încât să nu invalideze uptrend-ul, să nu piardă mediile, să nu facă nimic deosebit, doar să închidă din longurile acelea, dar suntem influențați de ceea ce se va întâmpla mâine și poimenea, așa că fiți cu ochii pe piață, fiți foarte, foarte atenți la ce se întâmplă. Dacă ați ajuns până la final, nu uitați să lăsați și un like și ne auzim data viitoare. Salut! Și acesta este indicatorul în plus pe care îl vei primi dacă te abonezi la 10 euro doar în luna decembrie, deoarece el este disponibil doar pentru 25 de euro, pe lângă toate celelalte beneficii. Acesta se poate folosi pe 5-10-15 minute și eu îl folosesc pe trading live, are rezultatele în descriere, nu garantează că vei face bani, trebuie să și înveți uh, cum să îl folosești, dar este destul de util. De exemplu, anunță foarte ușor un short de această dată reușit merge pe 1% câștig 2% maxim de exemplu avem și câteva longuri mai reușite dar și unele de exemplu nereușite în momentul acesta a picat prețul în momentul în care el zicea long sigur dacă îți place ceea ce vezi și vrei să susții canalul poți să faci acest lucru prin Patreon